guys, Andreea din Pe Zonă și Pe Ce Zonă. Mă aflu chiar pe zona mea, sunt Râmnicu Vâlcea la Deep Forest Festival. Suntem la început, încă se pregătesc lucruri interesante, frumoase, pentru mai târziu când începe să se strângă toată lumea, dar ca de obicei eu sunt prima aici la platane. Încerc să bag un mix. Freak it down! Vă place, nu? Hai că vă arăt mai târziu alte chestii. Pa! Mă! Ce faci? Bine! Cum te simți? Foarte bine, deci e genial aici. Ia spune-mi, de unde vii? Din Târgu Jiu. Să mai vin de fiecare dată în orice colț al lumii unde o să se desfășoare acest eveniment. Deci o să-i aștept pe Dirty Nano. O să vreau să-i ascult pe Slash and Dope. Ce? Ce faci? Bine, mă distrez, tu ce faci? Bă, ești un vibe, ai un vibe plană. Mersi. Cum te simți? Foarte bine, e foarte frumos festivalul. Ce părere ai de locul ăsta, unde se întâmplă? E superb, e foarte bun pentru festival. Cine este preferatul tău? Oxia, urmează acum la tău. Ce faci? Mă distrez foarte bine la Deep Forest. Hai, de unde ești? De aici, din Râmnicu Vâlcea. Și eu sunt tot aici. Super! Ne distrăm? Ce părere ai că suntem la prima ediție? Ce părere ai de festivalul ăsta? Mi se pare foarte bine organizat. E superb. De avem un oraș cu care să ne mândrim. Îl valorificăm din plin. Bine, bine. Andrei Rizzo este preferat. Andrei Rizzo! Yes! Ce faci? Bine, foarte bine. Cine este preferatul tău din line-up? Dirty Nano. Dirty Nano. Hai, bagă! Super tare și sunt trei cuvinte, n-am un cuvânt să descriu. Mă pup, distracție plăcută, continuare. How would you describe this festival in one word? It is amazing, it is amazing. Ai un DJ preferat din line-up? Sincer nu, dar cam aștept pe Oxia. Bine, bine, merge. Stai, hai să începem cu atitudinea aia. Cum ce vrei tu? Hai, atitudine, bă. Avem atitudine. Andrei Rizzo! Ce faci, omule? Bună, bine. Știi că te-am căutat prin festival? Ai crezut că am plecat? Da. Nu, rămân în seara asta. Ai mai fost în Vâlcea, bănuiesc, nu? Da, am fost cum vreo două săptămâni, trei. Am fost la, a fost un eveniment pregătitor acestui festival. Am făcut un rooftop, a fost genial. Astăzi îmi pare rău că a plouat și că a spart mulțimea, dar... Hai că a fost bine. Am fost acolo în public. Da, mulțumesc că am văzut. Vai, bola, da, bun. A fost frumos. Tu ce mai faci? Ce mai pregătești? Care mai pregătesc e treaba? Pregătesc foarte mult. Ce să zic? Producții foarte multe. Dar nu pot să dau, că n-am cum să dau. Dar sunt. Vor ieși până la sfârșitul lui august, da? Sunt vreo 6 semnate afară, 2 label-uri mari. E foarte bine. E... Bine, mă, să vină hitul la mare. Care este cea mai funny experiență pe care ai avut-o într-un turneu, într-un festival? Funny? Da. Funny enervantă sau funny funny? Hai să spun. Hai spune funny. Spun funny și puțin enervantă. Când avem cineva cu un cicșa, mă las să pun și eu două piese. Întrebarea era cum a ajuns el pe scenă, știi? Cum a ajuns? Nu știu. Mai, ce ați făcut acolo? So, Alex Cannon right next to me. How are you? Good, you? How are you? Very good. Yeah? How was on stage? Was good. Yeah? I was worried in the afternoon because it was raining, but in the end it was amazing. How did you feel the crowd? Really good. The last hour was incredible, yeah. But I'm used to Romanian people, so... Oh, yeah? Yeah. Wow. 8 years playing here in Romania. Everywhere. This city, never. Never in this city, actually. Never. Where was your first stage experience? My first stage experience? Big one. I think it was the opening party of Privilege in Ibiza, 10,000 people, 2014.
big one. What does it mean, house music, for you? House means like my life, you know, because I'm fighting for this since when I was 18, 17. So, you know, fun experiences. Yeah. One day a girl in topless jumped on me like if she was like a backpack. And how did you handle it? My tour manager in that day was with me, my guy. Take her and she was, stay away, come on. She was practically naked. She was like just with in topless. Was super funny actually. Yeah, she was enjoying the music so much. That's crazy. How would you describe this festival? Pretty good actually. The nature is amazing here. The environment is incredible. Something unique, different. See you soon. How are you feeling here? Yeah, I'm super excited. Romanian people are amazing. Yeah. I really, really like it. So I'm super excited to play here as well. I grew up with a lot of music. My father was in a Latin rock band. My mother was a dancer for musicals and everything, so also with music. And my brothers are in the music, playing guitar, also DJ, and so very early, yeah. DJ Tommy, vecinul meu, ca să zic așa, suntem amândoi vâlceni olteni și astăzi sunt la cel mai mare festival de muzică electronică din Oltenia, nu? Mă pot mândri cu acest lucru și mă bucur că faceți parte din acest proiect și că UTV-ul ne-a dat o șansă să creștem, să arătăm și noi că putem. E prima ediție și este greu. Orice lucru făcut la început este greu, cu siguranță. Fiind prima ediție, măi, Tommy, spune și mie cum a venit ideea asta, de unde a plecat totul? Ideea a plecat, te spun sincer, la o poveste cu fiare. Spun cu fiare pentru că s-a întâmplat într-o sală de gym, într-o dimineață, când partenerul meu, Michel, din Olanda, din Amsterdam, mi-a propus, după o serie îndelungată de, să spun așa, a stat, m-a urmărit, noi eram prieteni, dar nu atât de buni, și mi-a propus într-o dimineață, hei Tommy, am văzut că tu ești în domeniu, îți place muzică, ești foarte atent, ești foarte delicat, ești cu detaliile. Ce ai zice tu să organizăm noi un festival? Când am auzit lucrul ăsta, am zis, wow, n-am stat să mă gândesc, nu știu ce mi-a venit, a fost o chestie din lăuntru meu. Am spus, facem mici, cum să nu facem? Experiența DeForest este ceva puternic pentru mine, este cred că cel mai mare proiect al meu și pot spune asta. Și mulțumesc în primul rând echipei care este alături de mine, de la Roxana, Vlad, Michel, soției mele care m-a suportat luni întregi și m-a lăsat să-mi văd de drumul ăsta. Și bineînțeles, tuturor vâlcenilor care au crescut în proiectul ăsta, vouă care ne-ați dat șansa, deci UTV a zis din start, da! Cum simți festivalul? Cum e prima zi? Cu emoții, clar. Ne-a dat un pic așa de furcă vremea, dar am răzbit și acum suntem ok, s-a liniștit, am aranjat totul, au venit artiștii, a venit lumea. Da. E și cald, e bine. E cald, e bine și mâine sperăm să fie și mai bine. Inițiatorii proiectului s-au hotărât la începutul anului să facă evenimentul și atunci am intrat în forjă. Dar eu zic că, ținând cont că au fost doar 4 luni, ne-am descurcat super bine. Clar, e prima ediție, este un learning, sunt convinsă că anul viitor o să fie și mai bine.